Sunt Cristina Zavarski și bine v-am regăsit! Mă bucur foarte, dar foarte mult să vă revăd ca de fiecare dată. Să știți că multe întrebări mi-am spus legate de dantura mea, cum am albit dinții, ce proceduri de îngrijire a dinților am și la un moment dat am făcut un video în care v-am arătat acele benzi pentru albirea dinților pe care eu personal le-am folosit și care mie mi-au plăcut foarte mult. Cei care n-ați văzut acel video, să vă las linkul în descriere. Astăzi vreau să vă recomand încă un produs pentru dinții albi, frumoși și sănătoși. Este vorba despre această pudră neagră de la Carbon Coco. Folosesc această pudră de aproximativ o săptămână și vreau să vă spun că îmi place rezultatul. Curăță destul de bine dinții și în același timp cumva protejează gingiile noastre. Ce îmi place cel mai mult la această pudră este faptul că este făcută numai din ingredientele naturale și se folosește extrem de ușor. Împreună cu această pudră mi-a venit și această periuță de dinți, foarte simpatică. Și acum să vă povestesc un pic despre acest produs și să aflați ce beneficii are asupra danturii noastre. Primul avantaj pe care îl are această pudră neagră este faptul că albește destul de bine dinții și curăță orice pată pe care noi o avem pe dantura noastră. De obicei, aceste pete apar în momentul în care bem foarte multă cafea, ceai sau suntem fumătorii. Al doilea mare avantaj acestei pudre este faptul că dezinfectează gura noastră, omoară toate microbile și lasă o respirație extrem de proaspătă. Am observat și eu acest lucru și mi-a plăcut extrem de mult. Și ultimul avantaj, dar nu cel din urmă, este faptul că acest produs costă destul de ieftin în comparație cu alte produse pentru albirea dinților, costă în jur de 40 de dolari. Ce pot să vă zic, mie îmi place foarte mult acest produs și haideți să vă arăt cum se folosește. Deci această pudră magică neagră se folosește extrem de ușor. Prima dată trebuie să udăm periuța noastră. Apoi luăm un pic de pudră și curățăm dinții. Curățăm bine dinții timp de 5 minute, apoi clătim gura și cam atât. Gata! Vreau să vă spun că mie îmi place această pudră neagră și eu personal o voi folosi împreună cu acele benzi pentru albirea dinților pentru un efect mult mai mare, fiindcă eu vreau dinții albi-albi. Însă pentru cei dintre voi care doriți un produs natural, un produs mai ușor pentru albirea dinților, vă recomand doar această pudră. Dragii mei, sper că v-a plăcut video-ul meu de astăzi și o să vă fie de folos, sper că ați aflat lucruri noi. Și dacă mă întrebați ce rutină de îngrijire a dinților am eu, pot să vă zic că am o rutină destul de simplă. Spăl dinții de 3 ori pe zi, dimineața, după masă și seara. De fiecare dată, la fiecare spălare, folosesc apă de gură și ață dentară și cam atât. Mai nou în viața mea a apărut și această pudră Carbon Coco care mie îmi place, deci cam așa îmi îngrijesc dinții. Cam asta a fost pentru astăzi și vreau să vă spun că vă pregătesc un video foarte interesant. În video următor o să vă arăt o coafură care pur și simplu a înnebunit toată lumea. Este trendul acestei veri, este vorba despre aceste codițe colorate. O să vă arăt cum se fac, iar la sfârșit de video vă așteaptă și un concurs. Deci fiți pe aproape! Cred că am spus tot ce mi-am dorit. Vă mulțumesc, dragii mei, vă pup și vă îmbrățișez cu drag!